Cele mai dese probleme cu care se confruntă reprezentantul avocatului poporului din Măgidia fac referire la nerespectarea legilor proprietății private. Nenumărate dosare de acest gen nu își găsesc rezolvarea an la rând. Încă un dosar am constituit astăzi pe legea 10 pe 2001. Vă imaginați, 2001, notificare pe legea 10 pe 2001 pentru restituirea unui teren construcție, unui teren și a unei construcții preluate abuziv în perioada comunistă pe legea 10 pe 2001 și iată suntem în 2013 și dosarul nu este înaintat la ANRB București. La biroul avocatului poporului, cozile s-au format de dimineață. Oamenii spun că nimeni nu-i bagă în seamă, iar dosarele așteaptă în instanță ani buni. Am avut de rezolvat 3 dosare de retrocedare, casă și terenuri, dosare nerezolvate de 13 ani, de 15 ani, de 17 ani și am apelat la doamna avocat să mă ajute să merg cu dosarele în continuare. În 83 mi s-a demolat casa aici doi pași, aici. Dacă arunci ochii aici, s-a făcut blocul în casa, în curte. Până în ziua de azi nu mi s-a dat un centimetru de pământ. Și la Cernavod, locuitorii au avut posibilitatea să reclame abuzurile cu care s-au confruntat. Am un teren pe strada Crișan unde a fost demolată casa și nu mi s-a dat bani. Eu nu pot să plătești pe un teren două taxe. E imposibil. Ați mai consultat un avocat până acum? Nu, până acum nu, dar dacă am venit din partea poporului. Vă ajută aceste audiențe? Pentru că sunt și grele. Dacă e favorabil, mă ajută. Dacă nu e favorabil, favoarea mea, ce să zic? Cele mai multe petiții au avut ca obiect abuzuri sau încălcări ale dreptului de proprietate. Se pare că nu se mai termină problemele cu restituirea proprietăților. Aceleași probleme de ani de zile, legea 10 pe 2001 cu imobilele preluate abuziv de către stat. Dosarele fie n-au plecat de la primării, fie nu s-au emis dispozițiile de primar, fie autoritatea pentru restituirea proprietăților le lasă în nelucrare. Aceste audiențe au în vedere apărarea drepturilor și libertăților cetățenilor în raport cu autoritățile publice.